deschid ședința ordinară al Consiliului Local Timiș-Făget din data de 29.04.2022. Din totalul de 13 consilieri sunt prezenți 12, 2 consilieri participă online și unul lipsește. Avem modificări pe ordinea de zi. Avem un proiect de hotărâre amânat, unul a fost retras și ordinea de zi a fost suplimentat cu încă un proiect. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc! Trecem la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.03.2022 și al ședinței extraordinare din data de 01.04.2022. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc! Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind HCL numărul 25 din 2022. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Timiș-Făget, avizează Comisia 1, inițiator domnul primar. Să pun la vot. Am propus pe domnul Oltean, dacă sunt de acord. Cine este împotrivă? Cine se abține? Eu mă abțin. Mulțumesc! Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind corectarea HCL numărul 25 din 2022, validarea mandatului de consilier local al doamnei Gheorghiță Anca Andreea, în cadrul Consiliului Local al Comunei Timiș-Făget, avizează Comisia numărul 1, inițiator domnul primar. Doamnă secretar. Este vorba de validarea mandatului doamnei consilier. A avut loc în ședința trecută. Validarea normală este făcută de către judecătorie prin sentință civilă, iar prin această hotărâre se corectează denumirea hotărârii și anume va avea denumirea de constatare a validării mandatului de consilier local. Să pun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc! Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional numărul 5 la contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 0605/2015. Avizează Comisia 2, inițiator domnul primar. Având în vedere că a fost avizat de consilierii locali de comisie. Aici este vorba de luna viitoare, dacă ne ajută Dumnezeu, o să strângem gunoiul selectiv în toată comuna și, bineînțeles, dacă putem să implementăm acest proiect, atunci o să se diminueze prețul la gunoi. Bineînțeles, nu putem să așteptăm acum, mă adresez către cetățeni, că din luna asta sau din anul ăsta, dar de la anul, dacă o să putem să implementăm acest proiect, atunci o să fie diminuat prețul la gunoi. Despre asta este vorba și trebuie să avem o hotărâre privind acest lucru. Trebuie pentru ADIS, pentru Asociația de Salubritate Bacău. Ceva discuții pe tema proiectului? Atunci, dacă se diminuează tariful pe tonă, atunci taxa de salubritate ar trebui să fie mai mică și pentru populație. Bineînțeles, o să fie mai mică, dar populația trebuie să înțeleagă când începem să strângem selectiv, atunci să nu le amestecă cu noi, că dacă o să fie amestecat, nu o să fie luat
în primul și în primul rând. În al doilea rând, dacă este amestecat, atunci cantitatea nu o să scadă, o să crească. Și atunci nu putem să diminuăm prețul. Corect. Și se vor da pentru populație și meroane pentru fiecare... Așa este vorba, dar bineînțeles, ăsta în timp. Acum, eu așa am înțeles inițial, o să fie cu saci. Galben, verde și așa mai departe, tomberonul negru. Dacă Consiliul Județean și Coadis, așa am înțeles că deja s-au hotărât că o să ne dea mai multe bubele, atunci o să le distribuim și o să fie făcut un program de colectare a deșeurilor, așa cum o să zică ei. Că... Mai aveți discuții, domnule? Să pun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc! Trecem la următorul punct. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și taxelor speciale pentru anul 2023. Avizează Comisia 1, 2 și 3, inițiator primarul comunei. Aici este vorba de taxele pe anul 2023, pe care trebuie să aprobăm anul acesta. Noi nu am majorat taxele, numai cu indice de inflație care este prevăzut de guvern. Este vorba de 5,1% care din 2023 o să fie aplicat. După lege ne putea, adică permite legea să majorăm, de exemplu, în loc de 5,1%, puteam să facem și 10% sau 15%, dar având în vedere factorul economic care avem noi aici în comună și problemele cu care se confruntă populația, am zis mergem pe minimul care este obligat și care este propus de Guvernul României, adică 5,1% la taxele locale și taxele care trebuie să plătească cetățenii comunei din Șoget către primărie. Așa că despre asta e vorba. Dacă mai sunt discuții de avută ceva. Supun la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Mulțumesc. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al regiei publice locale OSE Ocul Silvic Dimeș Făget era, avizează Comisia 1 și 3, inițiator primarul comunei. Acesta a fost retras de pe ordinea de zi. Aici aș avea o rugăminte, având în vedere că este n-a primit avizul comisiilor, de aia a fost retrasă, dar avem aici invitații pe doamna Păturoacu, președintele Consiliului de Administrație și încă doi membri de la Consiliul de Administrație și vă rog frumos să prezentați din ce cauză nu a primit avizul CEAU-ului proiectul de buget al Ocolului Silvic. Ca să înțeleagă și cetățenii acestui comune care sunt problemele cu care ne confruntăm și din ce cauză am ajuns în situația asta, unde am ajuns. Vă rog frumos cineva de la Consiliul de Administrație. Mulțumim de invitație. Din e-mailul trimis de către Consiliul Local prin doamna secretar, am luat la cunoștință că șeful de ocol a depus prin adresa 1364 și 1363 proiectul de BVC pentru anul 2022, cât și execuția bugetară direct la Consiliul Local. Consiliul de Administrație nu a avut cunoștință despre aceste două adrese. Consiliul de Administrație nu a fost chemat să ia parte împreună cu șeful de ocol conform legii la constituirea proiectului de BBC pentru anul 2022. Nu dorește să colaboreze cu noi, nu avem documente ca să ne putem pronunța pentru avizul acesta. La execuția bugetară pe anul 2022, din ședințele de anul trecut și prin convocatoarele care le-am avut noi și trimise către acolo, am solicitat anumite documente ca să putem îndeplini și noi contractul nostru de mandat, să putem verifica dacă a fost respectat bugetul anului 2021. Care a fost aprobat prin HCL 49. Din puținele documente care le-am avut noi la dispoziție, am putut observa
că nu a fost respectat în totalitate. Dăm doar câteva exemple. Nu s-a luat în calcul taxa de licitație. Dumnealui a pus 100 de lei și stabilit a fost 500 de lei plus TVA. Nu s-a încasat chiria majorată pentru utilajele RBL. Au fost făcute cheltuieli fără prevederi bugetare. S-a achitat taxa pentru repararea autoturismului Toyota Hilux în valoare de 22.732 de lei fără a cere aprobare nimănui. Această mașină a fost avariată în urma unui accident condus, a fost condus de domnul inginer Cosma. S-a acordat lemn de foc salariaților fără prevederi bugetare. Da, într-adevăr, conform ordonanței 59, personalul silvic are dreptul să primească anual, gratuit, un volum de 6 metri lemn de foc pentru ei. Însă, contravaloarea acestui lemn trebuie inclusă în buget, da? Și nu acordat doar că vrea șeful de ocol. Deci dumnealui, dacă venea la noi, la dumneavoastră, cu adresă, cu o rectificare la buget să spună că dorim să dăm lemn către angajați, că așa este legea, nu se opunea nimeni. Da? Era toată lumea de acord să primească lemnul. Nu au vrut să respecte. Alte cheltuieli nebugetate. Contractul 1461. Riscul la securitate fizică. A achitat către Terra Rossa Proiect. Da, într-adevăr, este achitat către Terra Rossa Proiect pe baza unei hotărâri a Consiliului Local. Dar dumneavoastră i-ați aprobat la timpul respectiv să acceseze un proiect. N-a venit dumnealui să vă spună, pe mine o să mă coste proiectul 20.000, o să mă coste 30.000. Trebuia și dumnealui să vină la dumneavoastră sau să vină cu rectificare bugetară. Și după aia avea voie să facă cheltuieli. Dumnealui a venit către dumneavoastră cu propunerea că va acorda 90% din profit și 10% să rămână ocolului. Însă, acest lucru trebuia să-l facă de anul trecut, să venim la Consiliul Local cu execuție bugetară, să cerem aprobare și tot așa. Apoi, nu a întocmit această execuție conform ordinului 3818. Da? Și nu este corelat cu HCL-ul 49 pentru BVC-ul anului 2022. Noi, Consiliul de Administrație, am luat act de acest proiect de BVC de la dumneavoastră. Nu ne-a fost înaintat sub nicio formă, nu ni s-a cerut părerea. Noi l-am analizat pe cel primit pe e-mail și am constatat organigrama anul aprobată cu 1.3.2022 nu este luată în calcul de domnul șef de ocol. Nu avem aici, tot veni vorba de cheltuieli. Ca să arătăm și la cameră, există hotărârea Consiliului Local, Consiliului de Administrație numărul 4, prin care noi am aprobat, se aprobă remunerația zilierilor, vă rog tare mult, ca să vadă toată lumea, se aprobă remunerația zilierilor pentru anul 2022, în quantum de 222 de lei pe zi, brut, și 150 de lei să ia omul în mână. Deci domnul șef de ocol pe rețelele de socializare spune că nu are aprobat și nu poate acorda către populație cei 150 de lei, ci doar 125. Noi, prin această hotărâre, i-am aprobat să achite către oameni 150 de lei pe zi. Conform deviziilor. Și conform deviziilor care trebuie să le întocmească și să le prezinte. Noi la ora aceasta nu avem cunoștință de niciun plan de împădurit, nu avem cunoștință de câți zilieri o să aibă nevoie. Dumnealui a pus după cum a dorit. Noi aici am înaintat adresă către Consiliul Local și am specificat. Ca soluție de deblocare a situației, propunem Consiliul Local să analizeze următoarele variante. În cazul în care execuția bugetară va respecta ordinul 3818 și HCL-ul 49,
După verificarea tuturor documentelor necesare, CEA-ul va corela proiectul și în cazul în care șeful de ocol nu dorește să facă acest lucru. Și vom scădea toate cheltuielile făcute ilegal și îl vom aviza favorabil. Iar BVC-ul anului 2023 să fie refăcut conform 2022 să fie refăcut conform ordinului 3818, să avem toate devizele și toate situațiile care le vom cere de la șeful de ocol. Imediat ce le primim, vom procede la refacerea bugetului și îl aducem către dumneavoastră la aprobare. Mai dăm cuvântul și domnului, că eu... Acum, pentru a înțelege mecanismul de funcționare a întocmirii unui buget, toată lumea trebuie să știe că există o anumită procedură legală și există o metodologie prin care se urmăresc niște pași pentru a face acel buget corect, atât de către șeful de ocol să fie supervizat de către Consiliul de Administrație și aprobat de către dumneavoastră. Acum, într-adevăr, din această problemă de comunicare, să zicem așa, că nu știu cum să o numesc altfel, trebuie să înțeleagă toată lumea că acest buget nu a fost aprobat nu din cauza că nu a avut Consiliul Local, nu din cauza că nu a avut Consiliul de Administrație, nu a fost aprobat din cauza că nu respectă acel mecanism prin care fiecare capitol de care noi în decursul anului trebuie să urmărim dacă într-adevăr acei indicatori financiare economici sunt realizați. Acum, problema este că noi nu putem să analizăm un document ce ni s-a pus pe masă și să-i dăm o soluționare în 10 minute. Vă asigurăm, adică asigurăm toată populația comunei, cei care sunt înscriși pentru lemnele de foc. O să facem tot posibilul și în termen cât mai scurt să rezolvăm această problemă, să întocmim acel buget, o să-i facem invitație scrisă și domnului șef de ocol ca să fie procedural. Dacă dânsul nu o să vrea să fie de acord sau nu o să vrea să respecte, noi totuși o să informăm. În același timp și acum invitația este deschisă ca să știe toată lumea și o să încercăm să rezolvăm această problemă și să dăm drumul cât mai repede pentru a... Aici pot să intervin un pic, având în vedere că deși de la Consiliul de Administrație sunt aici, trebuie să știe cetățenii că pe discuția la comisiile de specialitate era invitat și domnul șef de ocol, dar având în vedere discuțiile aprinse pe care am avut cu el, s-a elevat și a plecat de aici. Așa că era invitat, era de față, dar nu am ajuns la nicio concluzie cu el. Asta trebuie să amintim la cetățeni că de aia nu este prezent momentan. Dar și eu vreau să mai spun că dacă se vrea a se face un BVC corect, trebuie să avem acces la acte. Eu sunt inginer silvic. Aș vrea să văd și eu amenajamentele, în baza cărora, ce prevede amenajamentul, ce a propus. N-am avut acces pentru că nu suntem băgați în seamă, nu dânsul e mai deștept decât toată lumea și așa eu până nu văd dacă e corelație între prevederile amenajamentelor și soluțiile propuse prin BVC nu pot, n-ai cum să însemna să fac o ilegalitate. Deci de menționat este că acest document este foarte important, este un document care modifică în sens pozitiv sau în sens negativ indicatorii financiari și ține de bună funcționalitate a ocolului silvic. Dacă el nu este întocmit cum trebuie, nu se respectă metodologia de întocmire, nu este avizat de către Consiliul de Administrație, în fața legii duce la nulitatea absolută. Nu ne dorim acest lucru, dorim ca să găsim soluții pentru a rezolva această problemă în timp cât mai util ca toate lucrurile să fie funcționale. Noi suntem de bună credință, dar și partea cealaltă trebuie să fie de bună credință. Eu aș avea două cuvinte numai pe tema asta să mai zic. Eu chiar vă rog frumos public Consiliul de Administrație să facă toate eforturile și are la dispoziție, să zicem noi, consilierii, o săptămână și dacă vrea domnul șef de ocol și dacă nu vrea să participe la construirea bugetului și la execuția bugetară, într-o săptămână vă rog frumos, chiar vă rog frumos să veniți să prezentați un buget legal construit
și să vă prezentați în fața Consiliului Local. Cum a zis și domnul șef de ocul, adică nu a zis, a trimis hârtie către mine ca să înțeleagă și cetățenii acest lucru. Eu am vrut și când am scris o hârtie către el să se prezinte un pădurar sau... El a dat un răspuns foarte clar. Eu, ca primar, n-am voie să mă amestec în activitatea ocolului silvic. Am înțeles, asta scrie legea, dar noi, ca Consiliul Local și ca primărie, avem reprezentanți legali. După OG 109, este Consiliul de Administrație, care tot noi am ales-o și tot noi am mandatat-o, este format din 5 persoane care supraveghează ocolul silvic. Cum mă supraveghează dumneavoastră, ca Consiliul Local, pe mine aici, și trebuie să vă explic ce fac și cum fac. Și fără aprobarea dumneavoastră nu pot. Și el ar trebui să înțeleagă că fără avizul Consiliului de Administrație și fără acordul lor, nu poate să facă nimica. Că ăsta e legea în țară. Și încă o chestiune. Trebuie să înțelegem un lucru, că din lege nu trebuie să citim numai o bucată, ce ne convine. Trebuie să citim întreg fraza lege, adică fraza din lege. De la cap la coadă. Și atunci poate înțelegem altceva din lege. Că dacă citesc numai ce convine mie din lege, aia e altceva. Dar de la cap la coadă și atunci nu avem probleme. Și încă o dată vă rog frumos, aveți la dispoziție o săptămână să aduceți BVC-ul pe anul 2022 și execuția pe anul 2021 cu cheltuielile nebugetate, cu cheltuielile care nu au fost corect cheltuite și așa mai departe, și pentru treaba asta să răspundă cine trebuie să răspundă și cine trebuie să plătească cheltuielile respective. Respectăm legea, cum cere domnul șef de ocol, să respectăm legea și respectăm legea. Vă rog frumos. Mulțumesc frumos. Să menționăm faptul că domnul șef de ocol a publicat pe SICAP procedură pentru achiziție prestări servicii silvice. Dumnealui susține că a retras această procedură de pe SICAP datorită faptului că nu avea buget. Dar îi reamintim faptul că nici când a pus procedura pe SICAP nu avea buget. Și apoi procedura dura. Până luna a patra se înscriau, până se făcea contractarea, până așa avea și bugetul dumnealui aprobat. Sau dacă dorea, îl putea avea de din ianuarie, din februarie aprobat. Da? De pentru care o să se întârzie acordarea lemnului de foc la populație și să nu iasă dumnealui iarăși pe rețele de socializare să spună din cauza Consiliului Local, din cauza Consiliului de Administrație nu se poate acorda lemn. Nu, din cauza dumnealui, că a luat singur această decizie, da? Să suspende și să anuleze licitația pe SICAP. Da, aici la licitațiile eu am ăsta fără, până când am avut buget, noi am organizat licitațiile. Știm foarte bine că licitațiile pe SICAP durează 20-30 de zile. Până ce se înscriu, ai închis, comisia de licitație aprobă cine a câștigat, faci contractul și dai ordinul de începere la lucrare. Când ai prima recepție de marfă sau de construcții sau orice vorbim, după prima recepție vine o factură pe care trebuie să plătești. Dar asta durează 3 luni de zile. Până atunci n-am nevoie eu de bani. Să înțeleagă toată lumea. Nu. El, având în vedere, a vrut să șantajeze Consiliul Local că din cauza voastră nu pot să fac exploatare forestieră, fără a întreba Comisia de Licitație. Nu știu dacă are Comisie de Licitație. A anulat el singur licitația. El. Și după înțelesul meu, adică după informațiile pe care avem, nu multe, dar totuși cât avem, așa am înțeles că am avut oferte foarte multe, adică 6, 7, 8 firme pentru a exploata lemnul. Și este un lucru foarte bun când ai atâta firme, că înseamnă că scade prețul la prestarea serviciului și beneficiarul, adică proprietarul, câștigă și din treaba aia. Dar nu. Eu așa au zis că, având în vedere, n-am avut buget, am anulat. Dar buget nici pe data de 4 când a pus pe SICAP n-a avut. Nu a avut nici atunci buget. Atunci, dacă respectăm legea, de ce a pus? Să zicem că legea prevede așa. Nu știu. Nu sunt expert. Nu sunt judecător.
Dacă, da, dacă legea scrie că nu ai voie să pui pe, la licitație care, până ce nu ai buget, atunci nu trebuia să pună. Atunci trebuia să vină în februarie, când am avut noi ședința Consiliului Local pe 14 februarie, de, noi deja am avut gata făcut bugetul. Pe 14 februarie. Știu că era timpul scurt. Primul an care chiar în februarie am avut buget. În anii anteriori venea undeva în mai, aprilie, când. Dar acum s-a grăbit și guvernul să fie aprobat bugetul mare, să aprobe fiecare OAT bugetele respective cât se poate de repede, ca să putem să începem să lucrăm. El a adus bugetul, proiectul de buget care am vorbit aici, care nu este avizat și nu putem să luăm ce e acolo, a adus pe 22 martie. Noi am avut pe 24 martie ședință de Consiliul Local, cu două zile înainte. Și el a pus la licitație lemnul ăsta de scos, ca să înțeleagă toată lumea, a pus pe 4 martie. Și dacă n-am buget, trebuie să anulez. Nu! Trebuia să înștiințeze firmele câștigătoare, dacă era cineva câștigat, prin scris, domnilor, semnăm contractul, când o să am eu bugetul, termen de 30 de zile. Punct! Lăsăm așa! Și atunci nu mai trăgeam de timp. Nu ajungeam în situația asta. Din păcate, eu ați văzut și vede și comunitatea. Eu, fără a explica, fără a lua decizie, Consiliul Local nu facem nimica. El de ce nu poate să facă? El face de capul lui ce vrea. Și numai ce vrea. Să arătăm, dacă îmi permiteți. Noi am solicitat încă din 17 ianuarie să vină la ședința noastră, care a fost în 26 aprilie, prin convocatorul numărul 2, la punctul 17, să propunerea pentru bugetul anului 2022. Când da? Ați printre altele, numai când? I-am trimis domnului șef de ocol în data de 17 aprilie. Da? Convocatorul numărul 2. Avem confirmarea de primire a dumnealui, nici măcar nu ne-a dat bună ziua la ședință. Dar dumneavoastră în februarie? Sau în ianuarie. Noi pe 2 februarie am trimis să vină să prezinte bugetul. Pe 2 februarie. În data de... Avem, doamna, avem hârtie. Și avem și răspunsul lui. Și ce avem în răspunsul lui? Nu a putut să prezinte bugetul pentru că nu i-a fost aprobată organigrama. Deși n-are nicio legătură organigrama cu bugetul. Și când au aprobat organigrama, nici ăla n-a fost respectat și a atacat în instanță. Da. Încă o dată i-am cerut bugetul și execuția bugetară pentru ședința noastră din 24 a doua. Da? Avem aici la punctul 1 execuție bugetară, la punctul 2 inventarierea patrimoniului, la punctul 3 propunerea, așa. Avem confirmarea de primele și numărul de înregistrare de la OCOL. Era la OCOL, el nu vine. Era nici la bună ziua. Nici bună ziua. Da, păi documente, da, păi să vină să vorbească. I-a mai solicitat prin convocatorul numărul 6. Total, așa. Da? Am avut ședință în data de 30 a 3-a, la ora 9, să ne aducă execuția bugetară întocmită conform ordinului 3818, să ne aducă propunerea bugetului pentru anul 2022, să o discutăm împreună la ședință. La fel avem confirmarea dumnealui de primire. Da? Deci, nu poate să spună că nu a fost solicitat, nu l-a ajutat nimeni. Întotdeauna noi am spus, dacă doriți să ne chemați, trimiteți-ne o adresă, noi venim și vă ajutăm cu orice este nevoie. Noi când am mers eu împreună cu domnul Cornel la OCOL să discutăm o problemă, așa am fost dați afară de domnul șef de OCOL pe motiv că este biroul dumneavoastră și noi nu avem ce căuta acolo și nu are ce discuta cu noi. Numai că nu am fost luat și cu șutul în fund, așa între ghilimele. Domnul primar, da? Păi, nu vă e clar când v-a spus dumneavoastră că el nu e sluga nimănui și a plecat în ședință, da, când am avut ședință? Da. Ați participat la o ședință? Da, am participat, da. Deci să arătăm populației că noi am cerut și am vrut să întocmim bugetul. Atunci înseamnă, doamna președinte, atunci înseamnă că dumneavoastră din ianuarie ați început să cereți hârtiile să vină să prezinte, să faceți bugetul. Da. Pentru că nu mai putem doar pe vorbe, trebuie să avem hârtie în spate.
Să vedem. Bineînțeles că verbal i-a mai cerut, dar eu v-am prezentat hârtiile, că astea vorbesc. Așa pe vorbe, dumnealui spune că azi ne auzi, mâine poate nu ne auzi. Am înțeles. Aș vrea să fac o mențiune. Noi în contractul de mandat pe care l-avem încheiat între dumneavoastră și noi ca și membri, la un moment dat, la un subpunct, scrie foarte clar. Consiliul de administrație avizează bugetul de venituri și cheltuieli. Deci este și trimite spre aprobare Consiliul Local. Deci este și chiar și una dintre atribuțiile noastre. Noi, practic, am fost nevoiți să nu, având în vedere că avem situația de fapt, a fost nevoiți ca să nu putem respecta și să ne pună pe noi, pe cineva, să ne pună într-o lumină, cum să zic, să ne pună pe noi într-o situație nefavorabilă, cel mai bine zis. Așa că... Dar și adresa care v-a trimis-o dumneavoastră, puteți aviza fără, cu sau fără acordul, fără avizul ceaului, da? Deci e indiferent, să șterge undeva de avizul ceaului. Să mai menționăm că... Dar se putea să faceți, să aprobați și fără noi, nu se pune problema. Dacă sunt condițiile legale. Să respectăm legea. Să vă mai aducem la cunoștință că începând cu 1.3.2022 avem aprobat o altă organigramă de către dumneavoastră care nu, încă la ora aceasta nu este pusă în aplicare de către șeful de ocol. Deci dumnealui urmează salarizarea și personalul de anul trecut, din anul 2020. Care a fost aprobat anul trecut de 12 luni. Da. Și cu 1.3 trebuiau majorate salariile personalului ocolului, încetat un contract de muncă pentru care nu mai avea aprobat decât el trebuia inițial să-l pună pe 12 luni și dumnealui vine către dumneavoastră cu niște hârtii, așa să-i aprobați un buget pentru care el nu respectă hotărârile emise de Consiliul de Administrație, hotărârile emise de Consiliul Local. Deci când construim un buget, îl construim pe baza unor documente. Nu construim ca așa vrem noi, că nu este firma noastră de acasă. Da? Deci dacă era firma dumnealui, putea să judece, să facă ce dorește. Și nu mai cerea părerea nimănui. Păi și așa faci. Ce să nu ceri părerea? Tot timpul noi am fost deschiși, suntem deschiși. Orice problemă, dacă a venit cineva cu orice problemă pentru soluționare, am găsit de fiecare dată soluții și de fiecare dată o să găsim. Deci nu se poate pune problema că nu am fost, nu am cooperat, nu am colaborat, nu am luat demersuri legale sau să zicem așa că nu am fost transparenți. Cu ce am știut? De fiecare dată, chiar dacă nu am știut, am apelat la personal de specialitate pentru rezolvarea problemei. Dar din ce cauză s-a, relația asta s-a răcit? Aveți vreo motivație, vreo cauză? De când a început relația să răcească? După 4-5 luni a fost ok, să zicem așa. În anul 2021. Doamna președinte l-a instalat, l-a chemat în fața persoanei și a mers câteva luni. După aia a ajuns la concluzia că acest Consiliu de Administrație este ilegal, că nu respectă o chicheză la codul SILI, pentru că el citește cum vrea el. Consiliul de Administrație are toate regiile și regia națională a pădurilor, are Consiliul de Administrație. Numai el, numai... Nu. Și ajunge la concluzia că noi suntem în plus, suntem pe lângă lege și atunci nici măcar bună ziua, nu prezintă acte, nu nimic. Un conducător, 2-3 oameni dacă ai în subordine, trebuie să ai simțul negocierii, să ai simțul bunului simț, să ai simțul echilibrului, el nu le are. Deci eu să credem mai deștept, el are expertiză, ceilalți sunt... Multă inteligentă, el e un tip inteligent, că am și referințe, dar nu-i conducător de oameni. A fi conducător de oameni presupune mult mai mult. Mult mai mult. Să tratezi toți oamenii la fel. Acum, dacă vorbim așa și cu faza asta încheiem, cred că, cum a zis și el, că din cauza că Consiliul de Administrație are anumite interese, iar eu acum chiar vă rog frumos și sunteți trei inși de în Consiliul de Administrație, încă două persoane lipsesc. Da. Domnul Cornel, dumneavoastră aveți vreun interes să cumpărați lemn de la ocol sau vreun interes să luați niște bani sau vreun interes să veniți cu o firmă să face contractul ocolul? Păi, domnul Roșca, la fel.
Doamna, la fel? Nu am niciun interes și nu am avut niciodată. Da? Mai mult decât atât, să ținem cont că noi, Consiliul de Administrație, nu am beneficiat nici de imprimantă, nici de un calculator, nici de hârtie. Dacă cumva trebuia să facem o copie Excel sau trebuie să venim la primărie să luăm un top de hârtie, că nu am găsit în cadrul ocolului, domnul șef de ocol a scos hârtia, asta fiind așa ca o paralelă. Am pus eu două pachete. Așa. De fiecare dată, eu am venit cu mașina mea personală, dacă dumnealui se poate uita, eu din luna a 10-a nici nu am mai solicitat motorină, nici n-am mai solicitat nimic conform contractului de mandat. Sunt pe banii noștri de acasă, listez documente la fel la imprimanta mea, la O și C, deci nu poate dumnealui să spună că eu personal am un interes. Dacă dumnealui are hârtie, are ceva, poate să vină în fața mea, dacă nu și... Dacă dumnealui se mai exprimă, așa o să ajungem și noi la tribunal. Că nu numai dumnealui poate calumnia și gata, noi tacem din gură. Că dumnealui este foarte supărat pentru că este băgat, așa, între ghilimele, într-o comisie de disciplină. Dar dumnealui când s-a dus și a făcut 14-15 procese la tribunal, noi ce ar fi trebuit să facem? Să tacem din gură, să-i spunem să rămână. Mai dorim încă 15, nu? Și dar noi nu avem niciun cuvânt de spus, nu? Să-l trimitem într-o comisie de disciplină, să-l cerceteze cineva. Eu nu am știut treaba asta, dar el a adus la cunoștință, că el a zis cu gura lui că este în comisie. Doamnă și domnii de la Consiliul de Administrație, respectați legea, știți ce aveți de făcut și vă rog frumos, într-o săptămână, maxim... Nu mai avem acces, nu mai fie ușa, sunt de afară. Domnilor, atunci a construit bugetul fără el. Vă întreb amenajamentul ca să văd dacă corespunde ce a prevăzut el cu... Cred că are un amenajament aici. Căutăm de undeva, să nu fie asta problema. Dacă el nu vrea să colaboreze, vă rog frumos, indiferent cum o fi, să prezentați un buget legal, constituit și așa mai departe. Vă rog frumos. Nu în ultimul rând, uitați-vă la situația socială din cadrul ocolului. Deci un conducător știe să creeze, să relaționeze social, cum trebuie să primar. În ocol, gășculițe, nu, nimeni nu le frică și de umbra lor. Bă, că e ceva așa de teroare. Al doilea putin. Bine, mulțumim frumos. Da, scuzați dacă am mai făcut anumite... Domnul președinte, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 7, proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare materiale familiei domnului Tonco Iula, a cărui gospodărie a fost afectată de incendiu. Aici v-am zis, era două gospodării care au ars deodată, la unul am acordat 20 de metri cub, ăsta este mai mic și am propus să fie acordat 15 metri cub de lemne pentru a reconstitui gospodăria. Până acum am acordat pentru toată lumea care a avut incendiu sau dezastre naturale făcute, așa că vă rog frumos dacă considerați că... Sunteți, domnul consilier, ceva, mă, te-a văzut ceva? Supun la vot atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Așa. Proiectul de hotărâre care s-a suplimentat ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a listei de investiții pe anul 2022, avizează Comisia numărul 3, inițiator domnul primar. Aici este vorba de rectificarea bugetară și actualizarea listei de investiții pe care v-am povestit în ședința de comisii. Este vorba, trebuie să avem o hotărâre pe anul 2022. Pe care noi anul 2021 am aprobat că dăm 100 de mii de lei până ce pornim serviciul de apă și canalizare. Acum trebuie să reînnoim proiectul respectiv ca să fie din anul 2022 și lângă el v-am povestit, vrem să organizăm acum anul ăsta, putem, dacă nu vine COVID-ul, organizăm rusalile catolice, știți foarte bine, vin foarte mulți musafiri și ne trebuie niște bani de cheltuit la care am prevăzut 30.000 de lei, dar nu cred că o să ajungem acolo, dar am prins acolo să avem pentru o scenă, pentru sonorizare, pentru WC-uri publice, să avem WC-uri publice
de asta eco, că anul ăsta avem deja proiectul imediat, e gata și ne apucăm să construim un WC normal acolo, cu apă caldă, apă rece și așa mai departe. Dar durează hârtiile. De anul trecut ne-am apucat, dar acum o să avem gata hârtiile și până atunci ne trebuie pentru ăla. La lista de investiții am propus că trebuie să cumpărăm cu o remorcă de 750 de kilograme pentru strângerea gunoiului unde nu poate să ajungă mașina mare și un motocositor pentru terenul de fotbal și o să facem un parc lângă căminul cultural să avem cu ce să cosim iarba în fiecare săptămână. Despre asta este vorba, are o valoare de 35.000 de lei. Despre asta e vorba la rectificarea bugetară pe care am propus-o astăzi. Discuție este de la proiectul. Să pun la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abține? Mulțumesc. Ultimul punct. Diverse. Luăm la rând. Consiliul domnul Tata. M-am gândit așa la o chestie. Pe practicul putem o leagă amenaja pe lângă părâmpe unde se poate drum, un drum de acces ce nu mai există de foarte mult timp. Deoarece lemn de la Ocol tot n-a luat nimeni, în zona noastră cel puțin nu, măcar se duce, omul aduce un alun, ceva. De pe proprietate, bineînțeles, nu? Da, acolo la Patchi... Sunt și fânețe în zona respectivă. Da, de la Patchi drumul forestier care aparține de încă de stat. Acum suntem în procedură să preluăm, acum avem contractat topomeștriși care măsoară drumurile nepreluate, care trebuia preluate acum 20 de ani, dar din păcate noi trebuie să facem treaba asta, dar facem, dar durează în timp, nu merge așa repede. Încercăm, suntem în lucru cu ele, am făcut proiect de hotărâre și o să preluăm toate drumurile forestiere care ne aparțin și care o să ne dea statul și bineînțeles, după ce o să avem în domeniul privat a Comunei Timiș-Făget, domeniul public, atunci putem să facem și investiții pe el. Până când nu avem un domeniu nostru, nu putem să facem nicio cheltuială pe el, că nu putem, vine curtea de conturi și trebuie să plătim înapoi banii. Dar bine, ăsta durează în timp. Nu știu să vă zic când, dar suntem pe el, lucrăm pe el. Da, înțeles. Dumneavoastră? Da, pe Bolovnici este strada Rumezenelor, dacă se poate ceva, faceți ceva cu aia. E rău, e stricat. Așa mi s-a zis, oamenii da. Anunțat care locuiesc pe zonă, sunt vreo 3 sau 4 proprietari, nu știu. Ce strada? O vezeam, nu la nicio denumire, dar așa s-a numit. Mă zic că știți vreo ăla în curva? Nu știu, când mi-a dat dacă are... N-are, n-are de denumire. N-are de denumire. Noi așa o știm. Da. Bine, o să luăm. Mulțumesc. Domnul Stăciu? Da. Având în vedere că am inițiat proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare în vederea realizării obiectivului de investiții depozit material antiderapant în Comuna Timiș-Făget și acest proiect nu a primit avizul comisiilor de specialitate fiind amânat și retras de pe ordinea de zi. Vreau să vă prezint un plan de dezăpezire al unei comune de pe Valea Trotușului și să vă întreb, domnul consilier, dacă sunteți de acord cu elaborarea și implementarea unui plan de dezăpezire asemănător. Deci avem planul de dezăpezire și planul de măsuri. Rețeaua de drumuri comunale și sătești administrate de Consiliul Local este în lungime de. Se dau kilometri, importanța economico-socială a menținerii drumurilor în stare de viabilitate în timpul iernii impune stabilirea unui program cu măsuri precise de acțiunea utilajelor și oamenilor angrenați în prevenirea și combaterea înzepezirii drumurilor publice. Pentru asigurarea unei circulații normale a autovehiculelor și a pietonilor, pentru buna desfășurare a aprovizionării populației și a societăților comerciale din comună, ca urmare a ninsorii sau a manifestării unor fenomene meteorologice periculoase pentru iarnă, se iau următoarele măsuri. A fost stabilită tehnologia adecvată de intervenții pe drumul comunal și drumurile sătești din comună, atât din punct de vedere al utilajelor, cât și al materialului antidrapant cu care se acționează. Pentru contracararea efectelor ninsorii și poleiului sunt procurate următoarele materiale, nisip 200 de tone, cantitate ce se va suplimenta în caz de necesitate. Compartimentul comunal desfășoară două tipuri de activități în funcție de starea vremii astfel.
perioade cu ninsoare și viscol la sol, când comandamentul local funcționează cu program de veghe și coordonează acțiunea utilajelor de dezăpezire din dotarea firmei care asigură intervenția pentru înlăturarea efectelor înzăpezirii și deblocarea căilor de circulație locale sau însoțirea salvărilor sau altor sau în alte cazuri speciale în concordanță și cu acțiunile comandamentului județean. Perioade fără ninsoare sau viscol la sol, când comandamentul local funcționează cu program cuprins între orele 7:30 și 16 și desfășoară activități de informare, preluare și centralizare date cu privire la fenomenele meteorologice ce vor urma. Comandamentul de intervenție este organizat la sediul primăriei comunei, funcționează cu program de permanență pe toată perioada iernii și acționează în teritoriu pe localitățile componente ale comunei. Pentru derularea efectivă a lucrărilor de dezăpezire și de contracararea înghețului și poleiului se va acționa după cum urmează. Lucrările de dezăpezire pe comună se efectuează sub comanda și îndrumarea viceprimarului. Împrăștiat material antiderapant, dotare, un tractor cu remorc, un buldoi excavator, un camion cu lamă. În zonele de acțiune ale formațiilor se va coopera cu poliția în vederea reglementării circulației pe tronsoanele menționate. Așa și planul de măsuri, rețeaua de drumuri comunale și sătești administrată de comună este în lungime de se dau kilometri, la fel ca în planul de dezăpezire. Importanța economică socială a menținerii drumurilor în stare de viabilitate pe timpul iernii impune stabilirea unui program cu măsuri precise de acțiune a utilajelor. La întocmirea planului operativ s-a avut în vedere că activitatea de dezăpezire va fi executată de angajații proprii cu utilaje și echipamentele specifice activității de dezăpezire. Acțiunea de prevenire și combatere a dezăpezirii drumurilor publice în comună se face parte din prezentul plan al compartimentului local pentru dezăpezire și combaterea poleiului și a altor fenomene meteorologice periculoase specifice sezonului de iarnă din zonă. Pentru asigurarea unei circulații normale a autovehiculelor și a pietonilor, pentru buna desfășurare a aprovizionării populației și a societăților comerciale din comună, ca urmare a ninsorii sau a manifestării unor fenomene meteorologice periculoase pentru iarnă, se întreprind următoarele. A fost stabilită tehnologia adecvată de intervenții pe drumurile comunale și sătești din comună în funcție de materialul din care acestea sunt construite, asfalt, piatră, pământ, atât din punct de vedere al utilajelor, cât și al materialului antiderapant cu care se acționează. Pentru contracararea efectelor ninsorii au fost procurate următoarele materiale, nisip, așa, 200 de tone, la fel ca în plan de dezăpezire. Străzile principale cu pericol de dezăpezire sau alunecare sunt. Aici se dau străzile. Comandamentul local de intervenție este organizat la sediul primăriei în perioada noiembrie-martie și acționează pentru intervenție în teritoriile administrative ale comunei, desfășurând două tipuri de activități în funcție de starea vremii astea. Perioade cu ninsoare și viscol la sol, când comandamentul local funcționează cu program de veghe și coordonează acțiunea utilajelor de dezăpezire din dotare pentru înlăturarea efectelor înzăpezirii și deblocarea căilor de circulație locale sau însoțirea salvărilor, ori în alte cazuri speciale în cooperare cu acțiunile comandamentului județean. 2. Perioade fără ninsoare sau viscol la sol, când comandamentul local funcționează cu program cuprins între orele 7:30 și 16 și desfășoară activități de informare, preluare și centralizare date cu privire la fenomenele meteorologice ce vor urma. Pentru derularea efectivă a lucrărilor de dezăpezire și de contracarare a înghețului și poleiului se va acționa cu personalul și potrivit zonării cu utilajele și mijloacele de intervenție specific la ordinul personalului responsabil 24 de ore din 24 în caz de necesitate. Aici avem un grafic al acțiunilor în perioada noiembrie-martie și persoanele responsabile.
se dă denumirea activității, termen, cine răspunde, cine verifică. 1. Organizarea și funcționarea bazei de dezăpezire, noiembrie-martie, răspunde viceprimar, verifică primar. Asigurarea stocului de material antidrapant, noiembrie-martie, răspunde viceprimar, verifică primar. Asigurarea utilajelor în vederea funcționării continue, noiembrie-martie, răspunde șofer, verifică viceprimar. Conducerea și coordonarea acțiunilor de prevenire și intervenție pentru combaterea lunecușului și înzepezirea străzilor, noiembrie-martie, răspunde viceprimar, verifică primar. Colaborarea permanentă cu poliția rutieră pentru menținerea stării de viabilitate a străzilor, noiembrie-martie, răspunde viceprimar, verifică primar. Se dă și un număr de contact, număr unic de contact, comandamentul local, unde pot să sune persoanele care rămân dezăpezite sau așa. Utilajele din dotare, un tractor cu remorcă, un bol de excavator, un camion cu lamă, semnează primar. Deci, cam așa văd eu că se face în altă comună, în alte comune. Dacă putem să facem și noi la fel sau... Da, pentru asta trebuie să facem achiziții aproape la toate ce ați enumerat dumneavoastră, cu lamă, cu tractor, cu remorc, cu toate. În fine, dar întrebarea, la ce comună, puteți să spuneți la ce comună a fost treaba asta? Nu e important numele sau planul de măsuri care se... Da, dar răspunzi dacă, deci, povestea asta frumoasă ce ați zis dumneavoastră, dacă a fost și respectat. Căutați și dumneavoastră și... Da, dar plan din ăsta putem să facem și noi și să... Căutați și veți găsi exact comuna care face public planul de dezăpezire și la fel o să... Dar întrebarea dumneavoastră vă încălzește cu ceva dacă o să vedeți pe site un plan din ăsta stufos sau o să fie pe teren cât de cât? Nu facem așa stufos, îl facem cum ne permitem. Am înțeles. Dar trebuie să răspunem și să spunem la oameni cum se face. Când se face și dacă se poate face și dacă nu se poate face. Da, deci n-am înțeles până la urmă anul, în sezonul ăsta rece, de câte ori nu s-a putut circula pe Brăchitiș. Deci, de câte ori nu s-a putut circula. Că s-a circulat în condiții mai grele, asta sunt convins. Că până la urmă și pe drumul național au fost momente când s-a circulat foarte greu. Avem și un consilier care lucrează în domeniu, dar... De câte ori nu s-a putut circula deloc? Punem o cameră sub deal acolo și vedem câte mașini se întorc înapoi care nu pot să urce la deal. E o soluție, dar o să încercăm să rezolvăm altfel. Eu am întâlnit foarte multe mașini care au trebuit să se întoarcă înapoi, că nu au putut urca. Acum, efectiv, și DN-ul pe Arbit au fost închis 8 ore și nu s-a întâmplat nicio tragedie. Știm și noi, domnilor consilieri, doar să anunțăm populația. Nu se știu aia asta. Trebuie până la iarnă rezolvăm. Trebuie să se circule condiții de iarnă, efectiv. Să fie echipat mașina. Și trebuie să fie echipat mașina. Bine, mulțumesc. Domnul Suciu, aveți ceva? Domnul Gheorghiță, Domnul Gheorghiță nu e aici. Domnul Gheorghiță nu e aici. Doamna? Mulțumesc. Domnul Antor? Mulțumesc. Domnul Suci? Nu. Domnul Mihar? În legătură cu șanțul de Cătăruș, a trebuit să luăm ceva măsuri sau să lăsăm? Măsurile sunt în felul următor. Consiliul local a făcut drumul anterior, adică Consiliul și conducerea, și a făcut un șanț frumos și cetățenii de acolo sunt obligați prin lege să și întrețină, măcar în fața casei, domnilor. Fața casei și eu curăț șanțul, nu vine primăria să-mi curăță șanțul? Și fiecare cetățean, după lege, trebuie să întrețină șanțul. Și partea din afara a curții. Și chiar aveți foarte mare dreptate că arată dezastru ce e acolo. Dezastru. Nici măcar o lopată de mizerie sau o lopată de ceva nu este luat din șanț. Nu înțeleg. Nu înțeleg pe oameni. Noi, ca primărie, am înțeles, trebuie să facem absolut tot. Dezăpezim, curățenie, drumuri, râu și așa mai departe. Dar cetățeanul de rând n-are obligație? Ba da, are obligație prin lege pe care am aprobat noi, adică ce a propus domnul Antal acum, când, anul trecut,
cu curățenia. Fiecare cetățean este obligat în fața casei să facă curățenie. Prevede legea. Prevede legea. Prevede și legea. Și dă și amenzi dacă nu vreți. Da. Așa că... Păi, domnilor, noi avem o mână de oameni, 4-5 oameni angajați. Cu viceprimare. În ce parte să ne alergăm să facem? Trebuie pus niște... afișe panouri, respect că cât e amenda și s-a dus la cunoștință. Dacă s-a strâns prea mult, că trebuie mașina mare sau escavatorul, dăm cu foarte mare plăcere la oricine. Dar acolo e vorba, fiecare în fața casei trebuie să curețe șanțul. Oroare, nu mai există. Asta ar trebui să înțeleagă toată lumea, că în fața casei tu trebuie să... Nu vine DN-ul de la Iași să-mi curăță mie șanțul la Ghimeș? Da, e obligație. Sau la Făce sau la Făcetul de sus? Proprietarul e obligat să curețe fața așa. Da. În dreptul gospodăriei. În dreptul gospodăriei. Și unde deține teren. Și unde deține teren. În intravilar, el este obligat să întrețină șanțul și așa mai departe. Și gardul. Trebuie atras atenția cetățenilor, fiecare să facă și să curețe șanțul. Nu este șans de 2 metri, e șans de 60 de centimetri. Acolo poate să curățe o și cine. Domnule Șamănescu? Nu. Domnul Anton? Nu. Atunci închid ședința. Mai avem și noi. A. Două. Mă rog. Dacă toți suntem aici, noi am trimis o invitație domnului șef de ocol ca la ora 14:30 să vină aici și împreună cu dumnealui să mergem să facem bugetul ăsta pe 2021. Da, deci ca să știți că dumnealui n-a apărut, noi vom merge la ocol, dacă îl găsim, nu îl găsim, dacă nu vom procede la întocmirea bugetului. Faceți. Da? Așteptăm până vine la viitoare, facem ședință extraordinară, veniți, prezentați. La orice oră, indiferent, cred că consilierii sunt dispuși să vină și la ora 8 sau ora 5 sau... Pentru treaba asta nu cred că zice cineva că nu vine. Dar să fie întocmit corect și asumat de cineva. Da. Și după aia asumăm și noi. Bine, atunci, închid ședința de consiliu.